Doi. Tre. Văd, este la computerului sau ceva ca la începutul sesiunii, îl văd zâmbitor. Super. Din punct de vedere energetic, cum este? Ce culoare are corpul lui energetic? Tot negura. Este tot negru. Uită-te, te rog frumos, dacă sunt alte entități în jurul lui. Spatele lui este o umbră. Din cauza acelei umbre are corpul energetic negru, interferează cu el. Da. Spune acelei umbre să vină în fața ta și să se prezinte, cum se numește. A venit, a încercat să mă sperie, are ghiare. Deci nu-mi dau seama ce este, parcă ar avea cap de găină, blană, e. Așa a încercat să mă sperie, așa a scos ghearele la mine, a strigat, nu am nicio reacție. Atinge-l și citește informația ADN și atunci o să-i vezi forma reală. Are un cap așa cum erau reprezentate balaurii în desene. Așa, de la fel, încerca să mă sperie. Corpul este ca un urs, să zicem, în două picioare. Întreabă cum se numește. Mumbu. Cum? Mumbu. Da, numele ăsta mi-a venit Mumbu. El nu a zis nimic, mi-a venit. Care e nivelul vibrațiilor tale? 8400. Ridică-le, te rog frumos, până la 1 miliard. Cum te simți? Ok, mă las să vorbesc cu Mumbu. Mumbu, mă auzi? Ce vrei? Să te sperii. Pe mine. Da. Te-ai împletit? Ia, speriamo. Na, ce fac acum? Desigur. Ce cauți acolo, exceptând
nevoia de energie. Sperii oamenii. Dar de ce îți place ție să sperii oamenii? Provoc frica. Iar prin frică, fiind un sentiment de vibrație joasă, presupun că ai nevoie să te hrănești, corect? Despre știi. De cât timp ești cu Tudor? Cum te-ai prins de el? Cum te-ai atașat de el? Din spate. În ce moment? De panică. S-a speriat de ceva anume? Nu speriat eu. Această interferență cu tine, ce îi provoacă în viața lui reală? Îmi spui tu sau te poftim? Dureri de spate. Dureri de spate. Blocaje de tip emoțional? Sigur. Blocaje pe plan profesional? Amețeala de cap pe care o are? Și asta. Dar de ce vrei tu sau de ce îți place ție să faci toate chestiile astea, să provoci dureri de cap și blocaje emoționale, blocaje personale? În momentul ce ești odată atașat de cineva, de Astea ce? sunt consecințe. Am înțeles. Din cauza ta îi scad performanțele intelectuale, din cauza ta își pierde încrederea în el. Sunt conectată la creierul lui. Mai ești conectat și la alt membru din familia lui? La cine? E un băiat. Ce băiat? E cineva aici aproape. Și la altcineva? Și la alți 1.000, ce vrei să știi? Vreau să știu în primul rând de unde vii. Tunele subterane. Poftim? Pe subteran. Dar de ce ești minier cumva? Dacă vreau. Păi și nu te duci ca să, nu știu, să cauți diamante sau aur și să lași pe Tudor în pace? N-am ce face cu diamantul. Diamantul fiind un cristal, poate reușești să îți procuri energia de acolo. Uie diamante. Bine, mă bun. Hai să nu mai lungim, pentru că oricum știi că o să pleci de la Tudor. Poftim? Plec dacă vreau. Păi o să vrei să pleci. De ce nu vrei? Așa scot foc pe gură și așa îmi sperii. Bla bla bla, vrăjeli. Ai pus implanturi în el? Unde? În cap, în gât, în spate. Super. Te apuci să scoți toate acele implanturi.
Poftim? Nu te aud. Nu. De ce nu? Ce fac acum? Dar când ai tu chef? Ce vreau eu? Și dacă vreau. Deci toți ăștia din nația ta, așa fițoși sunteți. Niciodată n-aveți chef, niciodată nu faceți altceva decât vreți voi. Și toate chestiile astea nu faceți decât să pierdeți timp. Bun. Ce culoare ai tu? Mumbu. Ce culoare ai? Vrei să mă vezi? Da. Am înțeles că ești foarte simpatic. Mai ales când scot foc pe gură. Când ce? Scot flăcări pe gură. Tu cred că ești nebun, vezi că dai foc la ceva pe acolo. Bine, în cel mai bun caz ți-ai dat foc singur. Chiar ai reușit să te-ai aprins. Ai luat foc vreodată? Nu știu ce fac. Cred că sperii. Bine, hai să ne apucăm de treabă. Scoate implanturile. Sunt cam obosit, nu vreau acum. Dar nu mă interesează dacă ești obosit sau nu. Of, ce mă bâzâi. Ideea este în felul următor. Tudor mi-a dat acceptul ca să lucrez pentru tine. Deci, prin urmare, apucă-te de treabă, scoate toate implanturile pentru că el nu vrea să mai stai în preajma lui. Punct. Distractiv, nu? Poftim? Vrei să mă ajuți tu? Vrei să mă ajuți tu? Cu ce vrei să te ajut eu? Nu știu ce trebuie să fac eu. Da, de ce? Că nu am chef. Mă, sincer, te-aș ajuta, dar ideea este că trebuie să o faci tu. Rapid, cât mai rapid. Cu cât o faci mai rapid, cu atât stai mai repede de mine. Și după aia poți te odihnești cât vrei tu. Ce zici? Te apuci de treabă? Bine. Cum? Bine. Lasă-mă cu Maria. Maria? Ce face? Eu uite la conexiune, are o conexiune prin spate, așa, prin, e ca o... E foarte conectată, e așa ceva deschis, sau o plagă deschisă. Și prin coloana vertebrală pleacă o grămadă de fire spre creier, unde are implanturi, tot patru, în fiecare emisferă cerebrală patru, spre ureche, iarăși la fel, spre gât, în zona amigdalitelor, văd iarăși. Da, altundeva. Da, mă uit, se duc în jos. Că fiecare organ văd multe, aceleași implanturi pe la fiecare organ. De la fiecare organ trage energie. În mâini, în picioare are. Dar are și în picioare până în degete, are fire. Da, cu implanturi. Bun, ok. Și în mâine, și în mâine S-a apucat de treabă? are. Nu, se uită pe acolo prin spate cum stă. Spune să nu mai tragă de timp. Cap desface de la
creier. Urechile din mai la gras, la inima tot la mâine. Mișcă puțin microfonul, te rog. Fiecare organ câte unul, câte un implant și fire și în picioare. Să le scoate cât mai repede. Da, și toate sunt așa, pe coloana vertebrală este ca o pâlnie, ca un tub ceva. Toate sunt conectate acolo și de acolo avea conexiunea cu el. Întreabă-l, spatele corpului era conectat cu el. Întreabă-l, te rog, pe Mumbu, care e nivelul vibrațiilor lui? Minus 18.800 ceva. Ok, spune că dacă în câteva minute nu termină, o să-l aduc la nivelul de vibrație 0. Și atunci nu se combină. Ce bine, bine. Le-a tras toate, mai are dispozitivul din spate, care arată așa ca un... ca o pâlnie, dar nu adâncă. Să-l scoată și pe acela. Tras cu forță de el și a dat așa pe spate când l-a scos. Tras cu atâta forță că era să cadă pe spate. Le-a luat toate și mi le arată. Îi puneți-le în cap și l-a pus. Ok, fă-i cu mâna dreaptă a ta, pune-o la spate să nu te vadă și fă-i o sferă energetică și când nu e atent, aruncă-i. O să vedem dacă el se sperie. A sărit în sus. Îi place gustul propriei medicine. Propriului medicament. Că de astea el trebuia să facă, nu eu. E... asta era treaba mea să sperii, nu a voastră. Verifică rapid încă o dată, a scos toate implanturile? Cam a... da, da, a scos, dar corpul este încă întunecat. Okay. Poate după aceea mai văd ceva, acum nu văd nimic, corpul este întunecat, are energie. Bun. O să număr de... ține încă în cap astea, să se spun să facă cu ele. Să le mai țină puțin. Să stea acolo. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate acele energii negative o să se strângă într-o bilă energetică. După care, cu mâinile tale energetice, o iei și o arunci în infinit. 1, 2, 3. Da, ne-am văzut toate cum s-a luat. Cum? Am văzut energiile cum au venit toate din toate părțile și s-au făcut așa formă de spirală în centrul pieptului și acolo s-a făcut o minge. Așa, foarte dură. Scoate-o și aruncă-o spre infinit. Am luat-o, mi-am făcut vânt, am aruncat-o și a explodat. Super. Cum îl vezi acum din punct de vedere energetic? Îl văd bine. Și-a schimbat culoarea? Da. Albit.
Verifică dacă... Poftim? Tot zâmbește, zâmbește. Ok, verifică dacă au mai rămas implanturi de la Mumbu. Nu, îi văd chiar venele, sângele cu un curs, are o culoare frumoasă la sânge. Bun. Bun, perfect. Spune atunci al Mumbu că poate să-și deschidă un portal intradimensional și să plece împreună cu toate dispozitivele care le are. Jos a plecat. Ok. Mergi, te rog frumos, acum și verifică de ce sau dacă sunt anumite cauze din care Tudor nu poate să treacă în totalitate peste o despărțire emoțională. Să verific în corpul lui energetic. Da. Tot în corpul lui energetic mă uitam, pentru că aveam impresia că undeva e ceva, că nu-i vedeam inima foarte bine. Ok. Spunem ce vezi. Nu văd nimic de care să mă leg. Eu am văzut inima. Nu știu dacă el nu are un jurământ ceva cu persoana respectivă. Ceea ce văd eu sunt două inele. Inima sunt două inele intersectate. Ok, Maria. Nu știu ce să spun că este. Mergi, te rog frumos, înapoi în timp până vezi cauza apariției acelor inele. Dacă nu le vezi din viața asta, poate sunt dintr-o viață anterioară. Mergi până găsești cauza. Am văzut ceva. Eu îl văd tot pe el, tot pe el. Tot cu chipul de acum. Da. Nu vă discutăm cu cineva și cu mâinile așa, exact cum sunt inelele. Deci a făcut așa un ritual ceva, cred că, cu o persoană, un ritual de... A fost ca o promisiune, un jurământ, ceva. Persoana aceea este o femeie sau un bărbat? Nu, este o fată. Blondă, Este o brunetă? fată, îi văd, cred că blondă. Brunetă nu este. Îi văd radioși, fericiți pe amândoi, față în față și se joacă cumva, fac ceva așa. Nu știu Atent. dacă că mâinile la amândoi sunt, așa sunt cumva mână în mână, cu degetele așa. Acum cât... Așa amândoi acceptă treaba asta, dar amândoi sunt fericiți. Acum cât timp au făcut acest legământ, să mă exprim așa? Îmi vine 2 ani. Verifică, te rog frumos, dacă acest legământ
a fost făcut cumva în timp ce el dormea și nu putea fi manipulat, de exemplu, mult mai ușor. Nu-l văd dormind. Ok, nicio problemă. Spune-i acelei femei să vină în fața ta. Este o fată frumoasă. Cum se numește? Numele care îmi vine este Lavinia. Mai las să vorbesc cu ea? Lavinia, mă auzi? Cum te simți? Cum ești? Da, sunt fericită. Ok. Din ce motive ești fericită? Am logodit. Ești sigură că și Tudor vrea acest lucru? Și de exemplu, dacă el nu ar mai vrea, ai accepta să rupi această logodnă? Dar el nu vrea. Eu am înțeles perfect. Dar să zicem, într-un viitor îndepărtat, dacă el nu ar mai vrea. Dacă nu mă rog, eu zi. În timp, nu ai de unde să știi ce se întâmplă. Eu te-am întrebat altceva. Da, cred. Ok, super, mulțumesc. Lasă-mă cu Maria. Maria? Revino, te rog frumos, înapoi în timpul prezent și întreabă-l pe Tudor dacă vrea să rupă acea logodnă. El zice că nu știe deloc, nu. Logodna poate fi interpretată în multe feluri. Poate să fie o înțelegere, poate să fie un simțământ care l-a simțit atunci, atunci poate să fie foarte multe lucruri de care nu și-a dat seama, dar inconștient s-au întâmplat dacă și le-a dorit. Vrea să se elibereze? E nedumerită, zice, da, vreau să merg mai departe. Dar e nedumerit așa cum s-a întâmplat asta. Ok. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 acea logodnă, înțelegere sau ce a fost, o să se rupă. 1, 2, 3. Ce se întâmplă? Au desfăcut inelele din sau au desfăcut unul de altul așa. Inelele din inimă. Cum se simte acum? Soare de bucurie. Perfect. Mergi acum, te rog frumos,
și analizează viața lui profesională și spunem dacă vezi anumite piedici Nu știu ce face el, îl văd parcă ar fi computere, sunt pe un scaun, un computer, cred că are în față sau o mașinărie ceva. Și mai are colegi. Deci din dreapta lui primește atacuri energetice de la colegi. De ce le primește? Invidie ceva. Cum poate să scape de aceste atacuri energetice? Cred că un scut de protecție. Poți să-i faci? Pot să-i fac, pot să curăț și clădirea unde lucrează. Ok. Deschid un portal. Poftim? Deschid un portal pentru energiile care sunt acolo. Deschis portalul. Și l-am băgat, i-am făcut un scut energetic. L-am activat să fie activ 24 de ore din 24. Toată viața lui. O să intru doar energiei pozitive. Perfect. Alte interferențe mai sunt? Nu, văd, nu. Nu, primea ca și suliți așa de energie dar nu era una, erau mai multe. În dreapta lui, energie care în dreapta la servici. Eu văd acolo niște persoane, dar persoane sunt umani. Bun. Verifică, te rog frumos, acea durere la cap. Dacă are și alte cauze în afară de ce am găsit până acum. Da, văd undeva. Adică un piac de sânge, cred că. Unde este localizat? Undeva în centru. Și mai în față, nu în spatele capului, mai în față. Cum a apărut acolo? O lovitură. De cât timp a apărut? Îl văd mic copil. Și de ce tocmai acum i s-au intensificat durerile de cap? A crescut în diametru. Ok. Poți să elimini acel cheag sau te ajut eu? Da, pot, pot. Fă-o, te rog. Da, fac cu atenție, fiind unde este și mă uit Ok. bine tot.
Deci n-am pus mâna acolo, mi-am pus pe mână așa, ceva ca un magnet și am dat comandă să extragă tot și este acolo absolut tot. Și a venit de la sine în palma mea totul, tot ce a fost reziduri. Ok. Cred că și creierul are nevoie de niște impulsuri. Da. Este obosit din cauza. Diavolul. Da, poate fi așa. Ok. Energizează-l. O parte a mers mai repede, cealaltă parte mai greu. Da. Îi scânteiază frumos. Ok. Da, am terminat. Merge acum, te rog frumos, și analizează familia lui și spune-mi dacă vezi anumite interferențe de la alte entități care produc neînțelegeri în familie. Să merg acasă sau unde? Practic, citește ADN-ul lui Tudor, iar după ADN-ul lui, cheamă să vină membrii familiei sau merge acasă la ei. În casă sunt energii negative peste tot, e foarte întunecată. Exceptând energiile, sunt și entități? Nu pot să văd de totul negru. Ok. Deschide un portal, iar eu o să număr de la 1 la 3 și la 3 toate acele energii o să fie aspirate de portal. L-ai deschis? Da. 1, 2, 3. Da, sau închid portalul. Dar nu găsesc pe nimeni în casă, nu e nimeni acolo. Ok, înseamnă că ceea ce se întâmpla era din cauza acelor energii. Mergi, te rog frumos, acum înapoi în timp, până în momentul când el a trebuit sau când a plecat la muncă în străinătate și a avut un accident la gleznă. Și spune-mi ce entitate l-a avertizat. Nu văd nicio entitate atunci cu el. Dar Singurul care era cel care a fost Mumbu sau cum l-a chemat, ăsta era cu el. am înțeles. Este același pentru că îl văd că are cap de pasăre, parcă așa ar avea un văd aceeași umbră care e legată de spatele lui, cum am văzut înainte. Asta văd. Ok.
Mai verifică o dată corpul lui și spune dacă găsești alte implanturi. Știi cum îl văd? Îl văd îmbrăcat acum într-o altă viață. Da. O uniformă, cum sunt cei din garda regală, să zic eu așa, ca să fac o Anglie, să fac o comparație. Îl văd cu nasturii aceia pe el. Într-o uniformă așa îl văd, cu ceva în cap. Ok, nicio problemă. Nu este acum, nu arată ca și el, dar asta mi-a venit. Ce s-a întâmplat în acea viață? A fost un pușcar în piept. A venit un glonț din față și a intrat prin piept, a ieșit prin spate. S-a întors în viața asta cu anumite energii negative din viața trecută? Da. Nu m-aș mira ca uneori să simt Povestește tot ce vezi, Maria. văd o învălmășeală, dar este într-o piață undeva. El se întoarce și bine, un glonț în piept, cade jos, mort. Îi văd sufletul cum iese și pleacă. Are o durere, cred că în capul pieptului sau nu știu din cauza asta, dar în capul pieptului, în dreptul solar, exact acolo. Cred că și ea și pătruns avea ceva grade, dar era destul de tânăr, foarte tânăr, până în 30 de ani. Erau cai care se învormășeau într-o piață, ceva văd că era pietruit jos. Am Mă înțeles. uit peste tot și văd să fie castele, să fie da, ceva, clădiri. Ridică-te, te rog frumos, sus, în aer, după care ridică-te suficient de sus ca să vezi continentul, ca să vezi țara și spune-mi în ce țară s-a petrecut totul. Anglia. Am înțeles. Bun, revino, te rog frumos. Mergi înainte în timp până în momentul când ajungi la Consiliul de Reîncarnare, înainte să ajungă Tudor aici în viața asta. Merg cu Tudor sau singur? Amândoi. Da. Din câți membri forma consiliul acela? 5. Uită-te atent la ei și spune-mi cum îi vezi. Este un consiliu corupt sau nu? Iar când zic consiliu corupt,
Mă refer la consiliu implantat. Da, nu-mi inspiră încredere. Ei sunt de lumină, au lumină aurie, dar nu sunt așa îmbrăcați în ceva robe lungi, albe, cu fir, cu sute cu fir auriu. Radiază lumina aurie, în schimb, unul la care mă uit are un zâmbet așa care nu mi inspiră încredere, nu e un zâmbet, Perfid. da. Întreabă care dintre ei vor să vorbească cu noi? Cel care stă vis-a-vis în mijloc, cel care ne zâmbește așa în... Cum se numește? Corneliu, s-a spus. Mă las să vorbesc cu el? Cornelius, mă auzi? De ce zâmbeai așa? Așa zâmbesc eu. Explică-mi și mie de unde vine Tudor? Din război. Ok. De unde vine Tudor ca și spirit? A avut mai multe reîncarnări pe Terra și înainte a fost pe Sirius. Și de ce a venit pe Terra? Ca și soldat, așa a vrut. Zâmbetul tău dinainte nu mi inspiră încredere când spui adevărul. Așa am hotărât împreună. Știi că sunt alte entități care v-au implantat? Nu, și tu începi. Poftim? Și tu începi cu asta. Cine a mai început? O și am. Care au mai fost alții? Cine v-a mai zis lucrul ăsta? Știi să-mi răspunzi? Știu, dar nu te-am. De ce nu vrei? Nu pot vorbi lucrurile De ce? astea. Treburile noastre interne. Poate aș putea să vă ajut. Bine, treaba ta. Este Tudor un copil indigo? Mai auzit ce te-am întrebat? Am auzit. Copil indigo nu este. Nu este sau nu există conceptul? Conceptul există la voi, dar la noi nu. Deci copiii indigo, copiii de diamant sunt doar concepte umane? Nu sunt chiar concepte umane, sunt copii care nu și-au pierdut totalitatea memoria.
Am înțeles. Cum de Sunt atât? supunează foarte mică, un procent de 1% până la 5% din memorie, din activitate. Mișcă puțin microfonul că nu te aud. Își păstrează foarte puțin din memoria din alte vieți, de la 1 la 5%. Cum reușesc ca să-și păstreze această memorie? Pot ocoli acel filtru al uitării. Cum se poate ocoli acel filtru al uitării? Este un canal prin care nu se uită totul. De ce unii știu de el, alții nu? Noi direcționăm în funcție de înțelegerea care o facem cu ei. De ce nu încerca să promovați acest gen de copii? Asta facem. Care este beneficiul vostru dacă faceți lucrul ăsta? Nu facem pentru beneficiul nostru, pentru beneficiul terei. Dacă ați face-o pentru beneficiul tău, ați face mai mulți copii de acest tip. Majoritatea vin acum prin acel portal. De ce Tudor era trist când era mic? De ce? Pentru că nu se adapta la vibrațiile pământului. Ce vibrație avea el când a venit? Mult mai mare decât a pământului. Și atunci de ce a venit? Sau poate l-ați trimis voi? Spune-mi adevărul. Nu l-am trimis forțat, era timpul lui. Din ce cauză era mai sensibil față de alții? Tot din Așa cauza. e el, așa e el construit, are o sensibilitate. El simte mult mai multe. De unde a venit el? De pe Orion, parcă ai spus. Sau Sirius. de pe Sirius, pardon. Ce vibrație avea acolo? Sirius are o vibrație mult mai mare decât a Pământului. Cât? Cât? 200 de mii mai mult. De ce nu poate să-și continue sau să-și urmeze visul? Poate, cum să nu poată? Are piedici foarte multe. Va trece de ele. Cum? Pot să-l ajut cu un sfat? Trebuie să-și găsească singur drumul. Așa ziceți de fiecare dată, găsește singur drumul, fă-i aia, fă-i aia, fă-i aia. Băi, fraților, nu mai fiți atât de criptici. Dacă sunteți acolo pentru a ajuta umanitatea, spuneți-mă odată ce trebuie făcut. Sunt niște legi pe care nu le putem încălca. El trebuie să facă singur asta și voi toți. Ei, bine. Aveți dreptul de a decide singuri ceea ce vreți să faceți.
E corect, decidem singuri, dar știi cum e? Asculți mai multe păreri și tu tragi concluzia. Vreau doar o. Nu putem face asta. Nu puteți face multe. Ne încălcăm atribuțiunile. De ce se simte foarte obosit? Ce s-a furat din energie? Cine a furat energia? Cel care ia atașa ventuza pe spate. Acum nu mai este. Va fi un timp pentru adaptare corpului cu noile energii. Care este nivelul maxim care poate să ajungă din punct de vedere al vibrațiilor? Ale lui? Da. Nu are limite. Cum Dar adică? trebuie să trăiască pe vibrația iubirii ca să crească în vibrații. Ok, poți să-i ridici tu vibrațiile sau îi le ridicăm noi? Noi le putem ridica, voi le puteți ridica, dar el trebuie să iubească tot și toate ca să rămână în aceste vibrații, dacă nu, imediat coboară. Da, știu chestia asta. E inevitabil să-ți păstrezi nivelul vibrațiilor. Oricât de mult ai iubi, dacă trece unul pe lângă tine care gândește negativ, pași la revedere. În fine, vrei să-i transmiți ceva, ca un fel de sfat? Să aibă încredere în el, poate mult mai mult. Atât? Poți să-i spui care e destinul lui aici, care e rostul lui aici? Să lumineze cu lumina lui. Poți să fii puțin mai specific? Are foarte multă lumină interioară. Să dea lumina lui celor cu care intră în contact. Prin lumina lui ce să înțeleg? Vocea lui. Iubirea. Iubirea lui. Iubirea din el. Ok, bun, am înțeles, știu și eu că prima lege universală este iubirea, dar totuși hai să o gândim puțin și pe parte logică. Lumina asta poate fi vocea lui, poate fi înțelepciunea lui, poate fi tăria lui. Blândețea lui. Practic, trebuie să aibă mai mare încredere în el și în ceea ce face. Așa ai zis, nu? Da. Ok. Mulțumesc mult. Lasă-mă cu Maria. Maria? Cum te simți? Mi-a fost foarte cald, dar acum e bine. Ok. Reveniți înapoi pe pământ. Mai verifică-l odată rapid pe Tudor să vezi dacă este ok. A, în principal, verifică-i în mai amănunțit ochii, te rog.
Ok, are în două culori, în benzi de culori, bandă neagră, bandă albă, bandă neagră, bandă albă. De ce? Nu sunt ochii lui, este ceva atașat. Cine a atașat ceva? O femeie. Nu atașat. Are ceva pus peste ochi. O Cheamă femeie. Abia te-ai făcut pentru la spate. acea femeie să vină în fața ta. Îmbrăcată în altă viață. Cum se numește? Ilona. Elona? Ilona. Ilona, mai las să vorbesc cu ea. Ilona, mă auzi? Poftim? Mișcă puțin microfonul. Da. Ce i-ai pus lui Tudor peste ochi? Poftim? Ne-am jucat. Nu înțeleg. Ne-am jucat. Cu ce v-ați jucat? Da, v-ați ascuns ele. Și ce s-a întâmplat? Și a rămas așa. Bun, atunci dă-i jos ce ai pus la ochi, te rog. I-am dat. Lasă-mă cu Maria. Maria? Spune adevărul. Nu știu că spune adevărul pentru că ea este în chip de vrăjitoare și a râs tot timpul. Păi verifică să vezi, i-a dat jos sau nu? De data a dat-o jos, dar nu știu dacă asta a fost, dacă s-a jucat. Arăta exact ca o vrăjitoare, dar de data a dat jos că am văzut. Ce a dat jos să distrugă, să-i dea foc? La fel, așa se scălâmbă, ea așa face niște teatru, un teatru a luat-o, i-a dat foc așa în aer, s-a jucat cu focul, râde. Treaba e ce face. Dacă tu verifici și ochii lui Tudor sunt ok, atunci poate să sară cât vrea. Am pus mâinile puțin la ochi să le energizez. Erau foarte fără lumină în ei, foarte mată, o culoare mată. Sau foarte uscați, fără apă. S-ar putea să-i aibă uscați și în viața de zi cu zi. I-am văzut foarte uscați. Bun. Acum. Sunt sticloși, da. Perfect. Căile respiratorii sunt ok? Nu sunt prea ok, cred că are polipi. Pot să le Bă, dau? tu. Încerc, nu știu. Încearcă. Decât într-o parte are ceva crescut.
O să număr de la 1 la 3, iar acel polip sau acea chestie crescută o să dispară. 1, 2, 3. A dispărut. Cum a rămas locul? A dispărut. E curat. În partea cealaltă am privit, era bine și în partea asta era așa ceva, un modul. Ok. La corzile vocale are vreo problemă? La corzile vocale a avut implanturi. Puse de mumbo. Și sunt e sânge stătut acolo, așa văd, ca și cum ar fi sânge stătut. Ca și cum ar fi venele îngroșate, așa văd. Atinge acele vene cu mâinile tale energetice și energizează-le. Și spunem ce se întâmplă. Nu prea se întâmplă nimic. De ce? Cred că trebuie să... Nu, este... Eu așa văd ca și cum ar fi o infecție. Ok, Maria, o să număr de la 1 la 3, iar acea infecție o să dispară definitiv. 1, 2, 3. Cum le vezi acum? Cordile vocale erau bine, o văd bine, nu văd probleme pe cordile vocale, era altceva care era foarte inflamat și nu se vedeau cordile vocale de inflamația care o avea. Ok, a dispărut acea infecție? Da, a dispărut. Super. Mai verifică rapid și sistemul digestiv. Văd intestinele colorate, cred că da, cred pline. Dar comandă ca să funcționeze în ritmul biologic. Mișcă ceva. Ok. Bine, acum. Perfect. Mi-a spus că e foame. Ok, și acum la sfârșit, te rog frumos, ridică-i vibrațiile până la 7544. Da. Și verifică-i, te rog, aura energetică, cum îl vezi? E bine. Are o aură frumoasă. Ce culoare? Aurie. Ok, super. Maria, Da. lasă-l pe Tudor acolo și mergi rapid de tot într-un loc unde vrei tu și energizează-te sub un duș de energie.
Mă pot duce în pleiade să mănânc ceva? Du-te. Dar să-mi zici ce faci. M-am dus la pomii mei. Pleiada te energizezi de la energia care este acolo. Crește imediat, preiei energia locului. Simt energia care sunt în energia respectivă de acolo. Ce mănânci? Nu, decât nu am ajuns la mâncat. Sunt în acolo și mă bucur de energia de acolo, mă încarc cu energia de acolo, energia care este altfel. O simt altfel față de... Da, este mult mai înaltă, Maria. Mai înaltă, dar are ceva specific. Mă simt acasă acolo. Nu am nevoie de nicio pragă sau... Deja, deja am simțit așa când am ajuns acolo, energia care mă cuprindea, venea spre mine și mă energiza. Eram în ea, nu știu cum să zic, mă pătrundea. Când te-ai încărcat la maxim, să-mi spui. Gata? Gata. Întoarce-te pe pământ acum.